Astăzi o să facem un mic test. Haideți să dăm un alt pix. Da? Gata. Un alt pix ca să vadă, da? Îi pentru grupa 5-6 ani. O grupă mai mică decât tine, da? O grupă pentru copii mai mici. Adică de... Asta în altă zi, da? Cred că e pentru grupa mare, de grădiniță, da? Deci activitatea e de grădiniță, da? Alege copiii care s-au costumat pentru a participa la parada meseriilor. Deci încercuiești bulinuța pentru parada meseriilor. Poți să ieși un creion. Pe toate, pe toate. Dar nu pe toate, pe rângiul. Cum am înțeles. Ia culoarea asta. Și după aia o să vedem și ce meserii sunt, da? Da, chiar le știu. Ce meserii sunt? Aici este pompier, bucătar, ori bucătăria asta e bucătar, polițist. Bun, bravo! Și acolo este un nepre care nu muncește. Așa. Cred că s-a costumat de Halloween. Da. Dar ce faci, mamă? Nu vă să te întreb. Hai să ștergem. Fii atentă, da. Altfel stai din punctaj. Da, vei fi. Bine. Vei fi. Vei fi, dar nu prea ești. Acolo radiera, da? Da. Încercuiește imaginea, n-a țin. Deci e prima dată care îți accept o greșeală, da? Bun. Data viitoare la un test așa e să rămâi, da? Oprește-te. Data viitoare așa e să pățești la test și greșești fără să vrei, da? Că nu ești atentă. Încercuiește imaginile care încep cu sunetul S. Soare. Are S, soare. Încercuiește imaginile care încep cu sunetul S. Soa. Soa. S. Prima silabă de la soare. E primul sunet, da? Da, primul sunet. Silabă e soa. Oh. Hai. Vi-ne-tă. Nu. Vână-tă. V-nă-tă. Nu. Cu ce sunet începe? V. Ok. Stru-cu-re. Stru. Nu are să. Stru. Stru-cu-re. Stru. Stru-cu-re. Hai să începem cu fru. Fru-să. Cu ce sunet începe cuvântul frunză? Fru. Cu ce sunet? F. Așa. Strugure, cu ce sunet începe? Să... Așa. Corect? Corect. Ia uite, banană, cu ce sunet începe? B. Măr, cu ce sunet începe? M. Ia ce mai avem aici. Pară, cu ce sunet începe? P. Pompier, cu ce sunet începe? P. Bucătar, cu ce sunet începe? B. Polițist, cu ce sunet începe? Așa. Iepure, cu ce sunet începe? Yeah. Iepure.
Iepure. Iepure. Ie. I. I? Era prima. Da. Încercuiește fructul. Oprește-te. Aici suntem. Da. Încercuiește fructul care are cele mai multe silabe. Haideți să despărțim în silabe și hai să pui cifra jos, da? Banană. Cum? Banană. Ba. Banană. Câte are? 3. Scrie cifra 3 jos, da? Cu pixel? Da, cu pixel. Măr, o silabă. Par. Două. Și acum încercuiește fructul care are cele mai multe silabe. Banană. Hai, câștigat, banana. Așa, hai, dăm pagina. Îți iei capacul din spatele foii. Formează grupe de obiecte cu aceeași așa. Deci formează grupe de obiecte cu aceeași formă. Unește fiecare grupă cu cifra potrivită. Deci hai să încercuim obiectele de aceeași formă. Ce forme avem? Stânga, dreapta. Da, dar ce forme avem în stânga, ce forme avem în dreapta? Stea. Giole. Fulgi de săpadă. Nu, Giulie, ce obiecte avem acolo? Căciule și mănuși. Așa, vezi ce sunt. Câte sunt? Le încercuiești, da? Da. Da. Ați ajuns? Acum ies, la revedere. Hai, până când vin adică eu, ai puțină răbdare, ai puțină răbdare, da? Până atunci, colorează cu roșu litera H mic și H mare. Da, mă duc la pot. Cu roșu, da? Cole? Da. Vante cu l-alta. Și da. Wow.
se mai fac? Ai terminat de colorat? Oh, desigur! Oh, ce rapid ai fost, bravo! Revenim! Ai încercuit obiectele de aceeași formă? Nu, Julie. Așa? Formează grupe de obiecte cu aceeași formă. Asta are un fulg de săpadă. Julie, câte manuși sunt? Câte căciuri sunt? Una, două, trei, patru, cinci, șase. Încercuiește. Încercuiesc. Șase. Căciule. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, și acum tragi linii înspre cifre, da? 6. Și aici 5. Așa. Ordonează copacii după înălțimea lor. Numerotează cu cifre de la 1 la 3. Deci cel mai mic ce cifră primește? 1. Așa, hai. Deci după înălțime ne interesează, da? Aici primește 2. Completează. Corect? Hai, Giulie, completează. 2, fiindcă este mijlociu. Și ăsta primește 3. Că e mare. E, până la 3 este și 2. Desenează cu 2 mai multe triunghiuri decât îți arată cifra. Adică în afară de 2? Deci, cât ne arată nouă cifra acolo? 2. Nu, în interiorul chenarului, Julie. 3. Fă 3 triunghiuri. Una. Haide. Două. Trei. Și acum ne spune, da? Desenează cu 2 mai multe triunghiuri decât îți arată cifra. Adică mai multe decât 3? Deci desenează cu 2 mai multe. A, mai multe decât 2. Desenează cu 2 mai multe triunghiuri decât îți arată cifra. Ce ai înțeles? Se fac mult mai multe decât 2. Deci asta e cifra care ne arată, da? Și desenează cu 2 mai multe. Încă 2. Cum? Încă 2. Bravo, Giulie, bravo. Deci asta zicea, da? Cinci. Bravo. Poți să pui aici un 5 mic, da? Așa, da? Nu știu în care cifră. E, păi fii atentă. Încercuiește ceea ce poate fi auzit. Auzit? Da. Ce poți să auzi? Elicopterul. Bun, încercuiește. Ce mai putem să auzim? Proasca. Bravo! Proaștele. Cum fac proaștele? Quack, quack, quack. Așa, da? Încercuiește animalele care trăiesc în pădure și au 4 picioare. 1, 2, 3, 4. Fulgea are 4 picioare și stă și în pădure. Cum se cheamă animalele care trăiesc în pădure?
Animale sălbatice. Așa. Lupul. 1, 2, 3, 4. Are 4 picioare. Așa. Așa. Desenează o față zâmbitoare lângă comportamentul bun și o față tristă lângă comportamentul greșit. Adică fac fața și după pun ochii și gura. Deci faci un cerc, ochi și gura ori tristă, ori veselă. Deci care e comportamentul bun? Nu mănânci mărul fără să-l speli. Dar ce mai are băiețelul? Hai, o minge și să murtărit cu noroi. Bravo! Deci nu mâncăm când suntem murtari, da? Da? Fetița asta este curată și spală și mărul și corect. Tu speri fructele înainte de a le mânca? Da. Bravo! Uh-huh. Așa. Și am terminat, da?